Iată o serie de curiozități ale corpului uman și alte lucruri interesante despre oameni. Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune mâncarea este atât de puternic încât poate dizolva și o lamă de ras. Atunci când ne lovim într-un anumit loc din zona cotului, resimțim o durere acută. Aceasta se datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de-a lungul osului humerus. Se consideră că acesta ar fi o scurtă formă de paralizie. Când o persoană moare, auzul este ultimul simț perceput. Văzul este primul care dispare. Cel mai mare organ al corpului este pielea. Celulele care alcătuiesc creierul uman pot stoca de până la 5 ori mai multă informație decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică. Conform anumitor cercetări, organismul unei femei are nevoie o oră în plus de somn față de cel al unui bărbat. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzești un litru de apă. Corpul uman produce zilnic 1 miliard de celule roșii. Corpul utilizează 300 de mușchi pentru a ține corpul în poziție stabilă sau dreaptă. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după moarte. Culoarea părului depinde de melanină, pigmentul melanină. Pe măsură ce îmbătrânim, se secretă tot mai puțină melanină și se formează mici bule de aer, apărând astfel aspectul cărunt al părului. Dacă vei apuca vârsta de 70 de ani, înseamnă că ai trăit mai mult de 2 miliarde de secunde. De-a lungul unei vieți, o persoană își petrece 6 ani visând. Din cantitatea imensă de informație primită de creier, doar 126 de biți pe secundă sunt recepționați în mod conștient, restul fiind apanajul subconștientului. Din punct de vedere fizic, o femeie este construită și e aptă de a naște 35 de copii de-a lungul unei vieți. După mesele bogate, se spune că auzul scade. Nu mai percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar și atenția scade. Dacă structura ADN a unei persoane ar fi aliniată, aceasta s-ar întinde pe o distanță de la Pământ la Pluto și înapoi. Scheletul uman se reînnoiește complet la fiecare 10 ani. Organismul nostru detectează gustul în 0,015 secunde mai repede decât atunci când clipim. Creierul uman poate citi până la 1000 de cuvinte pe minut. În perioada de supra-solicitare intelectuală, cel mai indicat este să apelăm la un tonic cerebral pentru creșterea capacității de concentrare și memorare. Inima bate în medie de 35 de milioane de ori pe an. Creierul conține 86 miliarde de celule nervoase unite între ele prin 100 trilioane de conexiuni, mai mult decât numărul de stele existente în Calea Lactee. Atunci când suntem îndrăgostiți, creierul eliberează același cocktail de hormoni și neurotransmițători pe care îl eliberează și amfetaminele. În susținerea greutății, oasele umane sunt la fel de rezistente precum granitul. Folosim 43 de mușchi atunci când ne încruntăm și doar 17 pentru a zâmbi, așadar alege să zâmbești. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuți prematuri vor visa mai mult la maturitate. În anul 3000 înainte de Hristos, egiptencele credeau că venele dilatate erau drăguțe, drept pentru care le scoteau în evidență colorându-le cu vopsea albastră. În corpul uman se regăsesc 1200 de kilometri de vase de sânge. În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei, limbajul corpului, 37% vocii, tonul și ritmul și numai 8% cuvintelor purtătoare de informație. Înălțimea omului variază în timpul zilei. Dimineața suntem cu 1 centimetru mai înalți decât seara. Acest lucru se întâmplă deoarece discurile intervertebrale se tasează atunci când stăm în picioare, datorită greutății propriului corp. Inima pompează mai mult de 6 litri de sânge pe minut, adică 10.000 de litri de sânge pe zi. Majoritatea bărbaților petrec 3.000 de ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi tunsă, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viață de om. Media duratei unui vis profund la om este de 3 secunde. Mozart își scria întreaga operă muzicală în minte, auzind și perfecționând fiecare notă în parte și abia apoi o așternea pe hârtie. Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism. Pentru a desfășura procesul gândirii, creierul are nevoie de mari cantități de energie. De aceea e posibil ca după un intens proces de gândire să resimțiți aceeași oboseală ca și în cazul muncii fizice. Piciorul unui om conține 250.000 de glande sudoripare, de transpirație.
Stomacul trebuie să-și refacă membrana mucoasă de protecție la fiecare 3 zile pentru a evita autodigerarea cauzată de proprii acizi. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru apariția unui rid permanent deasupra sprâncenelor. Toți bebelușii se nasc cu ochii albaștri. După câteva ore de la naștere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor ajung până la urmă să aibă ochi de altă culoare. Un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții pentru a menține o greutate de 80 de kilograme. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din lume. Urechile noastre pot distinge peste 300.000 de tonalități. Zilnic avem în jur de 60.000 de gânduri. 70% din corpul omenesc e format din apă. La naștere, 80% din greutatea totală a unui nou născut reprezintă 80% apă. Oamenii sunt singurele mamifere care nu pot înghiți și respira în același timp. Riscul de producere a infarctului este mai mare lunea. Acest lucru a fost relevat de un studiu realizat în Scoția pe parcursul a 10 ani. Explicația e că în prima zi a săptămânii sentimentul de nefericire și stresul că începe o nouă săptămână de lucru sunt mai puternice. Fiecare 500 de grame de grăsime care se depun în corpul nostru conduc la apariția 11 km de vase de sânge noi. Fiecare dintre noi are un miros specific, iar membrii unei familii au mirosuri similare. Chiar dacă nu e la fel de sensibil precum cel al unui câine, nasul uman poate percepe până la 50.000 de mirosuri diferite. Un plămân uman conține peste 300.000 de milioane de vase capilare. Dacă acestea ar fi puse cap la cap, s-ar întinde pe o distanță de 2.400 de kilometri pătrați. Așa cum amprentele digitale sunt unice, amprenta limbii fiecărei persoane e diferită față de celelalte. ADN-ul unui om conține 80.000 de gene. Oamenii sunt singurele animale capabile să traseze o linie dreaptă. În 30 de minute, corpul uman poate degaja suficientă căldură încât să poată fierbe 3 litri de apă. Mușchii unui ochi se mișcă de circa 100.000 de ori pe zi. Pentru a ne imagina ce înseamnă acest lucru, gândiți-vă că echivalentul unui asemenea efort pentru mușchii picioarelor ar însemna un traseu de 80 de kilometri în fiecare zi. Un om poate rezista 40 de zile fără mâncare, 6 zile fără apă și 6 minute fără aer. De asemenea, el nu poate rezista în mod normal fără să doarmă mai mult de 11 zile. Ochiul uman e capabil să distingă 1.000.000 de culori diferite și să obțină mai multe informații decât cel mai performant telescop construit vreodată. Atunci când atingi un obiect, semnalul circulă prin corp, prin intermediul nervilor, cu peste 200 de kilometri pe oră. Degetele mari de la picioare sunt unele din cele mai importante structuri ale corpului nostru. Datorită acestor degete, un om își poate păstra poziția verticală și își poate menține echilibrul. Mărimea inimii, în general, este egală cu cea a propriului pumn. Un strănut poate atinge viteza de 160 de kilometri pe oră. Dacă ți-au plăcut aceste curiozități, lasă un like și un share. Pe data viitoare!